Sientes bine, wey? Care sunteți pe acolo? Haideți mai cu viață, doar o persoană. Ce facem, băi, aici? Mai facem live sau ne jucăm? Ce mai bun? Băi, care sunteți pe acolo? E cineva pe acolo? Stai să deschid și eu pipau și ne jucăm acum. Ce-i asta, băi? Stați să mă mai promovez puțin. Persoane.
zice nimeni nimic. Ia băi mai cu viață. Avem meci cu... S-a oferit aici stați să vedeți și voi. Parcă nu vedeți. Stați că s-a bucuit FIFA-ul și trebuie să îl deschid înapoi. Hai voi mai adunați-vă până îl deschide înapoi. Patru persoane, așa îmi place. Care sunteți pe acolo? Scrieți-mi ceva să nu mă simt și eu singur. Să continuăm cariera. Urmează perioada de transferuri, băieți. Suntem în decembrie și suntem foarte aproape. Mai avem un meci în Europa League. Să dăm acordul. Salut Lucas Edward, salut Andrei Danu. Mă bucur că nu sunt singur. Pe aici. Tocmai am acceptat oferta. Balaur s-a accidentat, nu-i nimic. Sunt cam obosiți băieții, că au avut meci. Și au mai revenit, dar tot trebuie să menajăm pe câțiva. Menajăm pe Ruiz. Jucăm cu Andone. Și Afto, pare că am obosit puțin. Hai să jucăm cu... 0 sau 28 feris. Îl băgăm pe țără și pe Guerin să-l menajăm puțin și să ajutăm pe cineva de aici. Care va fi, cine va fi? Halcea. Sper că nu mi s-a blocat chat-ul, dar mai avut eu întâmplări. Ai plăcute? Nu am niciunul care poate să-mi facă fază defensivă. Numai pe Guerin îl am, care nici el nu face așa de bine fază defensivă, dar alte opțiuni nu mai am. Hai să joc cu Leasa. Și să menajăm puțin și flancurile. Voi juca cu... Cât ai buget? 8 milioane am buget. Dar lasă că transferăm ce vrem noi. Păcate, am o grămadă de accidentați. Hai să joc cu 68-60, ce e?
la adălțime pe bancă și pe Ricardinho, ca să nu ajăm, că după avem meci în Europa League și mie să mă obosesc băieți. Acolo jucăm cu Apoteac. Nu mai avem un jucător. Jucăm cu Căpățâne, chiar dacă n-are defense. Și pe Moruțan. Va trebui să mă bă. Mai încet muzica, zici? Ok. E, se rezolvă imediat. Așa e bine? Mă aud acum? Ok. Avem și meciuri cu echipa națională, am acceptat oferta de a deveni antrenor la echipa națională a României. Momentan trebuie să învingem pe să-i luăm pe cei de la CFR Cluj în clasament, dar cred că voi simula cu... De fapt nu voi simula că nu am echipă, dar voi încerca să trec cât mai repede peste meciul ăsta, așa că o să dau repriza pe 4 minute. Hai să începem. Și ninja și pe stadionul celor de la Gazmetan, care este Europarcul. Cred că ne-am jucat toate meciurile pe Europarc până acum. După meciul ăsta să dau un mesaj pe Discord să văd dacă vrea cineva să fie comentator secund. A, și Lucas Edward, dacă încă nu ești pe serverul de Discord, poți să intri acolo, mai vorbim, mai facem o caterincă, ceva. Și poate dacă ești băiat drăguț, cum am ajuns din când în când cu anumite live-uri, o să dau un mesaj acolo dacă am nevoie de ajutor sau ceva. Dar momentan stai să ne concentrăm pe comentarea acestui meci. Gorobsov, Antone, deposedat acolo bine de Constantin Fofana, Dumitru. Gorobsov, foarte bine, deposedează acolo și este Antone, Antone. Pentru țără, țără, încearcă o pasă pentru Andone, dar nu reușește. Papozoglu, Căpățână, Gorobsov, Andone, încearcă acolo să se demarce și, ce intrări tare ale jucătorilor de la Gazmetan. Dar Gorobsov încearcă să se demarce acolo, nu reușește. Pleașcă, de fapt, va degaja. Armaș leasă pentru Coman. Țără pentru Andone. Andone foarte bine acolo. Trece Andone! Apără Pleașcă. Da, poți să-mi zici niște sugestii de jucători dacă ne ajungem la transferul. Momentan ne concentrăm pe meciuri. Coman va bate acest corner. Armaș. Shamed. Pleașcă. Diacota. Pleașcă din nou. Țără. Și este Florinel Coman. Leasă. Leasă-l vede pe Andone, Andone! Andone! Leasă! Ce ocazie! Cum a putut să rateze Leasă? Cum a putut să rateze? Andone îl servește, însă el trage foarte tare peste poartă. Degajează portarul Pleașcă. Fofana. Shamed. Leasă. Coman. Andone. Încearcă acolo un dribbling. Nu reușește Coman. Florinel Coman. Coman! Bară!
Și Gorotsov! Ce am făcut la FUT Champions? Am scos gol 2, dar să zic și în ce circunstanțe. Ieri aveam 9-10. Atât de prost s-a mișcat că n-am putut să fac absolut nimic. De obicei scot gol 2, gol 1. S-a mișcat, nu vreau să zic cum. Și azi am avut 9 victorii la rând și am reușit să fac 18 win-uri. Deci a fost un jeg. Am vrut să fac live la începutul cu Champions și acum este imediat. Dar m-am uitat la un prieten să întâi m-am uitat la o meci de-a lui și s-a mișcat foarte prost. Apoi am zis că nu mai fac live, că nu vreau să mă fac de res. Și Andone pe lângă poartă. Dar după și am făcut bine că n-am făcut acel live, pentru că în ziua aia s-a mișcat foarte prost, abia am reușit să scot un 5-3. Apoi a doua zi s-a întâmplat minunea cu 9-10 și m-am și enervat, am făcut un vidai că nu mi-a dat absolut nimic, mi-a dat un Van Nistelrooy. Și apoi azi a mers foarte bine și am reușit în cele din urmă să fac. Am fost 17-10, am vrut eu să încep gold 1, dar am făcut 18, dar după aceea am pierdut următorul meci și acolo m-am oprit. Și se termină prima repriză. Momentan nu îi avantajează acest rezultat pe cei de la FC Voluntari. Trebuie să câștige ca să intreacă în clasament pe cei de la CFR Cluj. Gorotsov. Papazoglu. Bus. Dumitru. Le posedează acolo Dumitru. Dă o centrare și Bus înscrie pentru Gazmetan. Poate că trebuia să joc totuși meciul complet, că mie că mă bată ăștia. Gorotsov. Nu sunt nici foarte bine, n-am, după ce am terminat meciul la FUT Champions, am luat o pauză de 6 ore. Și acum Florinel Coman lasă, pleașcă, scoate. Bravo, e bine gol 3, ce pot să zic, cele mai bune reward-uri la gol 3. Da, te scoate tare din sărite. Și mă enervează și boții ăștia că tot ce fac ei să tragă de timp. Și dacă ți-au dat primul gol, ai pus-o. Ea este Buliga. Andone. Țără, țără. Pasează la Andone. Coman. Andone. Andone! Greșești. Nu trebuia să tragă din poziția aia. Pleașcă, degajează. Trif. Deposedează acolo. Aruncare de la margine, Gorotsov. Leasă. Șut în blocaj. Da, am cumpărat toate valizele, nu știu cum să zic. De-aia i-am pe Andone, Coman și Muruțan. Papazoglu. Înconjurat acolo Gorotsov. Andone! Pe lângă poartă! Ce se întâmplă, mă? Ce se întâmplă? Nu pot da gol. Acum parcă și un egal m-ar mulțumi. Cu toate că asta nu mă ajută să urc în clasament. Hai, Andone.
Și acum parcă se mișcă foarte prost, cu toate că e single player și n-ar trebui să aibă legătură. Coman, gol! Gol! Florinel Coman! Face egalitate, hai să fac și o schimbare, dacă am ceva pe bancă, da, l-am pe Abel Ruiz. Iese Țărăș, este și Papazoglu, care nu m-a ajutat absolut deloc, intră Moruțan. Și Coman tocmai ce-a dat gol, dar trebuie să iasă. Și acum trebuie să aștept până terminăm boții. Andone. Ia, Papazoglu. Țără. Hop. Nu mă pot demarca acolo. Bun, s-au făcut schimbările. Hai, poate reușește Abel Ruiz un gol magic. Armaș foarte bine acolo. Leasă. Avto, ce-ai făcut, Avto? Ți-a picat ceva toți liga? Ce să-mi pice, că n-am avut niciun pachet. La Serie A mi-a picat din player pick-uri. Un Insigne și un Immobile. Și din pachet un din ăsta Luis Alberto, pe care am făcut 350k profit. Dar m-am enervat și am băgat banii aia în Nidaikan. Bine, l-am băgat pe Immobile și ce mai aveam prin club și l-am scos mai ieftin. Hop! Se termină egal. Trebuia să joc tot meciul, că îi băteam pe ăștia. Bine, rămânem la egalitate în clasament cu CFR Cluj. Am avut niște ocazii. Hai să vedem. Dinamo o bate pe Chindia. Nu prea îmi permit să simulez în meciuri de astea, care nici n-am jucat cu echipa mea de bază. Mai verific chat-ul din când în când. Cinci persoane pe live. E decent. Mai încet? Hai să dau muzica mai încet. Totuși nu știu cât de încet. Acum se aude bine Prime Alex? Mai încet microfonul. Cum se aude acum microfonul? Mai încet. Așa?
Acum, cum se aude? Mai, dar ce naiba? Muțesc dracu aici. Acum? Cum se aude acum? Nu mai bine dădea muzica un pic mai tare. Stai să văd și eu cum se aude. Da, o să dau. Microfonul eu îl dau din Streamlabs și e la minus 9,9. De la 0, adică. O să dau muzica puțin mai tare. Acum. Așa era. Deci presupun că mă aud ok acum. Sau dau mai încet. Uite, îl dau la minus 10,8. Așa se aude ok. Să vedem ce mai scoatem din echipă, că... Ok, atunci. Ameși cu viitorul. O să joc. Iese țără, că n-am făcut absolut nimic. Intră Ruiz. Iese și Leasă, care m-a mâncat meciul ăsta. Intră Guerin înapoi. Și ăsta. Vlad. Unde e Ricardinho? Iese și Kokic, cred că s-a vindecat până acum Balaur. Da. 6 persoane pe live. Bine. A, 5. Intră și Avtoba, nu, Măruțan, Măruțan, intră înapoi. Hai să-l menajez pe Gorobsov. Și o să intre... Nici nu știu cine să intre, că nu mai ia. Leasă, nu vreau să-l mai bag. M-a enervat meciul ăla. Intră, uite, Kokic. Stai că am un mesaj nou. Au, Omranisa. A, e tot accidentat. Atunci nu joc, îl mai țin. Hai, meciul cu viitorul. Hai, jucăm... Da, hai 6 minute, hai. Și începe meciul între FC Voluntari și FC Viitorul. Voluntari un parcurs foarte bun în acest sezon. Neînvinsă în ultimele 10 meciuri din Liga 1. De asemenea, și în Europa League, de dovadă de... de o prestație incredibilă. De dovadă de abilitate, curaj, ce vreți voi. Rivaldinho, Amon, Vladakim, Amon, pasă înapoi către Filip, Moruțani intervine acolo.
Amon. Curi. Eric. Sì! Kokic intervine acolo. In ultima secondă. Putea să tragă acolo Rivaldinho, cred, și să deschide scorul foarte rapid. Este Ghiță! Peste poartă. Ocazie. Am și TikTok, Luca, se doar, dar nu prea postez acolo, că mie nu, personal nu prea îmi place TikTok-ul. Da, mi-am făcut cont așa ca să fie. Vlad, este Vlad acum, Vlad! Cu o pasă către Andone, cu toate că Abel Ruiz era liber. Hakim, Artean, Rivaldinho. Guerin. Andone. Nu ajunge această pasă la Florinel Coman. Ghiță. Eric. Curi. Laden. Florinel Coman. Interceptează acolo. Și să vedem cum va decurge această acțiune pentru WC Voluntari. Kokic. Abel Ruiz. Pasează înapoi către Guerin. Coman. Foarte frumos acolo cu balonul. Iacob degajează. Coman. Pentru Abel Ruiz. Abel Ruiz nu are opțiuni, îl vede pe Andone, care e deposedat acolo. Kokic. Hakim. Guerin. Kokic. Abel Ruiz. Ce pasă pentru Andone, însă este offside. Abel Ruiz din nou blocat. Vlad. Abel Ruiz. Kokic. Greșește acolo pasele. Ce se întâmplă? Cu fece voluntar nu reușește să lege pasele. Armaș. Ricardinho. Cojocaru. Laden. Laden. Curi. Revine acolo jucătorii voluntari lui și poate fi contraatac. Abel Ruiz îl vede pe Olimpiu Moruțan. Moruțan, Abel Ruiz, gol! Gol pentru FC Voluntari. Abel Ruiz deschide scorul în minutul 30. Superbă acțiune. Amon. Ricardinho. Pasă slabă. Încetează valoare și poate fi contraatac acum prin Florinel Coman. Coman, ce trecere, Coman. Coman accelerează. Coman față în față cu Cojocaru. Coman, gol! Gol! Ce acțiune a lui Florinel Coman! Aleargă de la jumatea terenului și înscrie pentru FC Voluntari 2 la 0. Să vedem acest ran al lui Florinel Coman, întâi în blocaj, după aceea îl distruge pe Cojocaru. 2 la 0 pentru FC Voluntari. În minutul 34. Rivaldinho, Hurri. Moruțan.
Oh, ce dribbling acolo al lui Olimpiu Oruțan. Să vedem cât îl va ajuta. Nu îl va ajuta. Fără si, te rog, fără si. Eu sunt fan Messi și chiar mă deranjează să văd asta. Pare rău dacă ești fan Ronaldo, dar pe mine chiar mă deranjează treaba asta. Sper să nu te superi pe mine. Și acum este Andone! Andone! Deposedată de Iacomo în ultima secundă, dar poate fi din nou acțiunea celor de la FC Voluntari. Andone! Trece acolo Andone, centrează Andone! Blocat de Ghiță. Defensivă foarte bună a celor de la Viitorul, cu toate că și-au încasat două goluri. Se pare că sau și-au consolidat apărarea. Kokić. Guerin, Guerin, acesta încearcă o pasă la Florinel Coman. Lade. Îl urăști pe Ronaldo, păi... Da. Atunci te rog să nu mai faci si dacă îl urăști pe Ronaldo. Ești cumva venit de la Dizo? Și 2-0 la pauză. Începe a doua repriză pe Europac. Cam toate meciurile au fost jucate pe Europac. A, mi-am dat seama. Și este Andone! Gol! 3-0! Uite, ca să-ți arăt că sunt fan Messi. Oh, am greșit celebrarea, mă scuz. Este gol înscris de Andone, 3-0. 3-0 FC Voluntari, masacru aici pe Europac. Și este din nou Andone cu intercepția, Andone. Andone îl vede pe Abel Ruiz, Abel Ruiz, gol! Înscrie și Abel Ruiz, incredibil. Incredibil, 4-0. Ce se întâmplă cu FC Viitorul? Hakim, Amon. Acum Guerin. Andone. Pasează pentru Abel Ruiz. Iacob, Artean. Hakim. Filip. Rivaldinho. Trebuie să am băieții fresh pentru meciul cu Sporting. Șeric. Atent acolo defensiva celor de la FC Voluntari și să vedem dacă va fi. Da, aia voiam să fac. Am apăsat de două ori. Și acum este Andone. Andone. Andone! Apără Cojocaru. Laden, Curi. Vlad. Curi. Artean. Rivaldinho. Oh, ce trecere a lui Eric. Și să vedem această acțiune. Rivaldinho, concentrare în brațele lui Râmnicianu. Guerin acum. Guerin, trecere bună. Greșește însă pasă pentru Florinel Coman. Coman interceptează. Și să vedem ce va mai face Florinel Coman. Coman. Coma.
Erai fan Neymar, acum ești fan Emrecean. De unde e schimbarea asta? Guerin încearcă să lanseze pe Andone, nu reușește. Kokić. Armaș, Balaur. Borățan. Borățan, foarte bine, Borățan. Borățan pentru Abel Ruiz, Abel Ruiz, bară Florinel Coman, gol! Gol Florinel Coman! După bara lui Abel Ruiz, Florinel Coman cu o dublă împotriva fostei sale echipe. FC Viitorul, fostei sale echipe fostă. Ce șut al lui Florinel Coman! Nici o șansă pentru Cojocaru. Neymar nu mă mai impresionase. Păi bun frate, nu te mai impresionase Neymar, dar cum te-a impresionat Emrecean mai mult decât Neymar? Adică să te schimbi de la un jucător, de la un atacant, practic te-ai schimbat de la un atacant la un mijlocaș central. Chiar nu înțeleg de unde e schimbarea asta. Cu toate, bine, l-aș înțelege pe cineva dacă, care s-a schimbat, de exemplu, de la David Villa la Iniesta. Dar nu știu, și e totuși o mare diferență între Neymar și Emrecean. Și Coman încearcă hat-trick-ul. Coman, Coman se împiedică acolo de minge. Tăcoveanu, Ganea. Și mai sunt câteva minute din această partidă, oricum este ca și câștigată de voluntare cu un scor categoric de 5-0. Acum Abel Ruiz. Ruiz pentru Coman, care face hat-trick-ul. Echipa mea preferată e Barcelona. Face hat-trick-ul Florinel Coman. Incredibilul jucător al FCSB-ului. Ce șut cu poarta goală, incredibil, Florinel Coman. Scrie un hat-trick în fața Viitorului și mai poate fi un atac. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Și Râmnicianu iese foarte mult din poartă pentru a speria adversarul. Iar acum cred că se va fluiera de final. Da, este final de meci. Voluntari o distruge pe FC Viitorul. Florinel Coman cu un hat-trick. Să vedem interviul de după meci. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time?
da, într-adevăr. Pe lângă Emre Can nu mai place Mbappé. Da, așa te înțeleg. Dacă ar fi ce viitorul ăla. Thanks so much for your time. That's all the questions we have for you. Și să terminăm și interviul. Acum avem meci în Europa League. Cu echipa e cam obosită. A mai crescut puțin și Abel Ruiz. Avem nevoie de Abel Ruiz să fie în formă pentru meciul cu Sporting. Și echipa pare ok. Ia, ce a găsit scoutul? Să mai caute ceva prin Franța. Cine s-a întors? Ah, bine, l-am rani. Dar nu, încă mai e... Încă mai are probleme. Așa cred. Dacă noi vom da o șansă. Da, mai are probleme. Încă nu poate juca Omrani. Și să jucăm cu prima echipă de data asta. Așadar, Kokić n-are ce căuta aici. Va intra... Unde e? Că... Gorobsov. Va trebui să-l mai antrenez și pe Guerin. Să-mi facă treaba acolo în defensivă. Categoric. Lingard este top scorer în Europa League. Dar să vedem ce răspuns va avea Abel Ruiz. Oare va reuși să înscrie 4 goluri împotriva lui Sporting? Și de ce nu mai sunt persoane pe live, mai băieții, nu-mi place, mai. Și începe un nou meci în Europa League. De ne pregătim. Să asistăm la o partidă bună între... Da, Luca Sedor, știu că tu ești acolo. Dar mi-a plăcut să fie mai mulți. Oh, wow! Partidă dintre Sporting Lisabona și FC Voluntari. Băieți, este incredibil cu ce au putut să facă acești băieți în Europa League. Vârf de clasament. O echipă senzațională. Au reușit. Au reușit să depășească orice obstacol. O singură înfrângere în grupe și 4 victorii pentru FC Voluntari în Europa League. Să vedem dacă în fazele eliminatorii vor reuși să arate același devotament pe teren. Momentan ne pregătim să urmărim această partidă care nu are o importanță anume, deoarece diferența dintre cele două echipe este destul de clară. FC Voluntari. Da, și eu la doar. FC Voluntari are 4 puncte avans față de Sporting Lisabona.
Și indiferent de ce se va întâmpla în această partidă, cele două echipe vor trece mai departe pe aceleași locuri pe care sunt și acum. Să vedem. Guerin, Andone, Abel Ruiz, blocat acolo de Mathieu, Bruno Fernandes, Bataglia, Bruno Fernandes, Luis Felipe, Acuña, Bruno Fernandes, Dumbia, Luis Felipe, ce trecere acolo pe lângă Armaș. Vă rog să fiți atent și interceptează Boruțan. Bruno Fernandes. Fernandes. Și Acuña, ocazie mare pentru Sporting. Să vedem cum vor răspunde cei de la FC Voluntari. Nu uitați, în partida tur, FC Voluntari a învins-o pe Sporting Lisabona cu 2-0. Hai să vedem acum Abel Ruiz! Ce ocazie pentru Abel Ruiz! Șutează puțin pe lângă poartă. Foarte tensionat acest meci încă din primele minute. Două ocazii mari pentru ambele echipe. O paradă senzațională a lui Râmnicianu la ocazie celor de la Sporting Lisabona și o ratare mare a lui Abel Ruiz. Guerin, Abel Ruiz. Mathieu acolo îl deposedează și degajează. Însă Armaș recuperează. Guerin, Andone. Andone, ce trecere frumoasă, Andone! 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 Apără Viviano! Și Mathieu îndepărtează pericolul. Două ocazii mari trecute în contul celor de la FC Voluntari. Și acum e Bruno Fernandes, Ricardinho reușește să îi fure mingea și acum este Moruțan. O pasă pentru Guerin. Guerin îl vede pe Abel Ruiz. Abel Ruiz îl angajează pe Coman în flanc. Coman ține bine de minge, însă Val Rosier îl depozitează până nu. Asta o să pun când dai gol. Ok, frate. Vlad. Coman. Guerin. Abel Ruiz. Ruiz deposedat acolo. Bataglia. Poate Dumbia. Val Rosier. Rafinha. Vlad acolo este atent și trimite mingea în out. Oh, ce trecere a lui Rafinha. Îl păcălește acolo pe Florinel Coman și saltă mingea. Șut blocat de Guerin și este aruncare. Este repunere din colțul careului mic. Guerin. Robsov. Robsov trece acolo foarte frumos. Robsov. Guerin. Abel Ruiz. Andone. Andone nu are opțiuni. Acum îl vede pe Gorobsov. Pasă blocată. Armaș prinde degajarea. Guerin. O pasă către Florinel Coman, din nou Guerin. Andone. Abel Ruiz. Șut peste poartă. Ocazie bună. Însă șutul lui Abel Ruiz este prea puternic. Minge repusă de Viviano. Acuña. Balaur interceptează pasul acestuia, însă Ricardinho pierde cu ușurință mingea.
Acuña, Bruno Fernandes. Interesantă această tactică cu Bruno Fernandes în flanc. Cu toate că este jucătorul cel mai important al celor de la FC Lisabona. El este temelia echipei, ca să zicem așa. Ajută la construcție. Să vedem această fază a voluntarului. Guerin nu are reacții prea bune. Îl vede Gorobsov. Gorobsov se prăștește acolo. Rafinha acum accelerează în flanc. Guerin îl deposedează, dar pierde mingea și este aruncare de la margine. Bataglia. Gorobsov interceptează acolo și încearcă o pasă către Guerin. Prea tare însă. Să vedem dacă va mai fi o ocazie pentru Lisabona. Bruno Fernandes, Luis Felipe, Bruno Fernandes! Apără Râmnicianu! Șut foarte bun al lui Bruno Fernandes. Ca putere mă refer însă. Este plasat mai pe mijlocul porții și Râmnicianu reușește să respingă în corner. Bruno Fernandes, din nou Râmnicianu respinge. Și încercare bună a lui Rafinha pe lângă poartă. Scorul la pauză 0-0. Momentan cele două echipe sunt la fel de bine poziționate în teren. Dar să vedem cine va ieși învingătoare. Andone! Albert Ruiz acolo pierde mingea. Bruno Fernandes. Guerin. Acuña. Acuña. Deposedată Ricardinho. Moruțan. Accelerează Moruțan în flanc. Moruțan. Ce tackle acolo al lui Coates. Borja. Coates. Vedem un dor. Și Moruțan reușește să recupereze mingea. Moruțan. Moruțan. Andone. Gol. Voluntari. Deschide scorul în minutul 53. Andone, șut din întoarcere. Ce greșeală fac cei de la Sporting. Greșeală mare, mare în defensiva celor de la Sporting. Olimpiu Moruțan le fură mingea. O pasează către Andone, care nu ratează cu poarta goală. 1-0 pentru FC Voluntari. Incredibil. Dumbia. Balaur. Deposedează. Acum este Armaș. Pasează în flanc pentru Florinel Coman. Coman, care nu a făcut prea multe în acest meci, dar este ocazie bună acum pentru FC Voluntari. Coman accelerează în flanc. Coman! Coman! Greșește. Rafinha, ce trecere acolo pe lângă Gorobsov. Rafinha, viteză bună în flanc, însă centrarea este una care lasă de dorit. Din ora Rafinha. Prinde Râmnicianu. Moruțan. Andone. Abel Ruiz. Se joacă acolo cu defensiva celor de la Sporting. Andone. Abel Ruiz. Gol. Ce un doi. Între Andone și Abel Ruiz, 2-0 în minutul 63. Abel Ruiz acolo i-a fraierit pe cei doi fundași ai lui Sporting.
Această fază nu se vede pe reluare. Însă Andone este unde trebuie, când trebuie, capabil să facă acest 1-2 cu Abel Ruiz și să-i permită să înscrie. 2-0 pentru FC Voluntari. Același scor ca și în partida tur. Din nou greșeală și Andone încearcă să profite. Abel Ruiz. Ruiz! Gol! Încă un gol al lui Abel Ruiz. 3-0. Devine din ce în ce mai rău pentru Sporting. Cu toate că acest rezultat nu contează. O echipă de statura lui Sporting Lisabona nu ar trebui să pățească așa ceva. 3-0 pentru FC Voluntari. Abel Ruiz din nou reușește să înscrie. Foarte bună partidă făcută de cei de la FC Voluntari. Acum e Bruno Fernandes care încearcă să mai reducă din diferență. Uite că este aproape imposibil să se mai întâmple ceva. O revenire spectaculoasă. Andone. Borja. Și momentan Abel Ruiz este cu un gol în spatele lui Jesse Lingard în clasamentul top scorerilor din Europa League. Abel Ruiz are nevoie de un singur gol ca să legaleze pe englezul de la Manchester United și poate o face acum. Abel Ruiz! Ruiz încearcă acolo dribbling-uri, însă este blocat de cei de la Sporting Lisabona, iar mulțimea huiduie deoarece ar fi fost un posibil penalti acolo. Însă după mine nu a fost nimic. Și Bruno Fernandes! Ce ocazie! Mingea lovește bara de sus. Bruno Fernandes încercând și el să își treacă numele pe tabelă. Cu toate că nu are absolut nicio importanță. Bruno Fernandes. Borja. Ricardinho. Este Andone pentru Abel Ruiz. Din nou vedem un doiuri realizate de Abel Ruiz și Andone, însă de data asta Coates interceptează. Oh, și acolo Vlad greșește. Mingea lui Rafinha. Rafinha pentru Luis Felipe. Este offside. Bataglia. Acuña. Armaș Acuña. Apără Râmnicianu. Foarte bun Râmnicianu în acest meci. Și este Bruno Fernandes. Oh, și este un gol din corner al lui Bataglia. Neatenție acolo jucătorii lui FC Voluntari. Iar Bataglia cred că strecoară mingea printre picioarele lui Râmnicianu. Nu trage pe lângă acesta. Însă înscrie și Bataglia în această partidă. Toate că este irelevant. Dorobsov. Prinde această pasă pe sus. Însă se dă în spectacol și pierde din nou mingea. Van Rossier. Acuña. Valrosier. Moruțan interceptează. Și acum Ricardinho pentru Guerin. Să-l vedem pe Abel Ruiz. Încercare de deposedare acolo lui Coates și este Florinel Coman. Coman! Coman! Gol! Florinel! Coman! Bine, am înțeles, Lucas Edward.
4-1, Florinel Coman scrie și el împotriva lui Sporting. Superb dribblingul lui Florinel Coman, îl păcălește acolo pe Coates, cred. Și pur și simplu împinge mingea în poartă, dacă îi putem spune așa. Minutul 90, Florinel Coman taie răsuflarea celor de la fanilor lui Sporting Lisabona și este final de partidă. 4-1 voluntare. Meci foarte bun făcut de echipa din Liga 1. Alte rezultate. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Să vedem Florin Andone. Îmi place cum se mișcă. Andone e un jucător fantastic, într-adevăr. Aberuiz, eroul zilei, se pare. Ne respectăm oponenții. Thank you. Luca Seber, dacă vrei poți veni pe live-ul de mâine. Mâine nu știu dacă vom juca FIFA, vom face orice. O, și primim 5.580.000 pentru parcursul din Europa League. Așadar, câți bani avem acum? Avem același buget, se pare. Suntem la egalitate și mai avem meciuri în... Să vedem, jucători de la... Alvaro Orellana. Să vedem. Ce avem pe aici? Dacă îl putem... achiziționa pe Touré. Avem 8 milioane, așa că... avem puțin buget. Poate ne ajunge. Așa te vreau, Luca Sedor. Să vedem dacă putem oferi un jucător. Îl pot oferi pe Laiduni, însă e mai bun. Gorops. Pe Guerin îl mai pot crește, așa că cred că o să-l dau pe Goropsov. Un fullback. Hai să-i oferim zim Luca Sedor, câți bani să-i dau pe Touré?
Îi dau 5 milioane. Cred. E ok așa? Hai că încercăm așa. Da, nu vrea. E pretențios, mă, nu vrea. Ia uite la el. Tu fiar naibii să fii tu. Țeca. Un pic că le voi căuta valoarea acestor jucători. Ca să nu mă fac de râs în fața oamenilor ăstora. Cam cât valorează. Nu are potențial prea mare. În Didi cred că e scump. Jbamin băluță ar fi o chestie. Poți să spui Lucas Edward ce jucător ai vrea să... Adică aș putea eu să transfer, nu că neapărat ce vrei. Să fii ok. În momentan ne iam pe ăștia aici. Țeca. Ce s-a întâmplat? Am pus asta. Hai să simulăm cu Craiova. A câștigat CFR-ul. Ai măcar un rezultat de egalitate să scot și eu. Da, am scos egal. O, doi. Nu știu dacă mi-ajung banii. Opa. Grops of Vlad Armaș. Să le reînnoiesc contractele. Hai să acceptăm tot. Ai 2 ani. Îi dau 2000. Hai, 3000. Cu 10.000 bonus. O să mă mai uit la contractele lor. Hai să mă uit la O2 acum.
le convine, mă. Poți să nu mai revii, Lucase, doar că cred că o să închidem live-ul. Momentan nu facem nimic. O, meci cu CFR-ul. Avem meci cu CFR-ul în ligă. Hai să vedem dacă avem bani de o 2. Ce jucători mi-au mai găsit ăștia? Hai să vedem dacă mai găsim ceva. Callum Hudson-Odoi. I-au dat toți banii, dar acum nu știu dacă îmi ajung. Și nu e chiar un atacant de ceea ce am nevoie. Îl las aici. Și poate să trebuiască altă dată. Momentan un mijlocaș vreau să transferă. Să vedem ce opțiune avem. Philips, prea mult pentru mine. Roca. Torreira prea scump. Cred că o să merg pe Mangala. Un pic suportul de la telefonica slăbuț. E prea scump, Răzvan Marin, eu zic. E prea scump. Am nevoie de cineva ieftin. Și cred că Mangala e cel mai ok. Câți ani are asta? 21. Aurel Mangala. Hai să vedem dacă mi-a acceptă. Îi dau toți banii, ce naiba. Doar asta pot să-i ofer, îmi pare rău. Da, nu avem bani de Mangala. Altă opțiune.
Ludovic Reis. Bun. Dacă mi-l dau ăștia. Nu vor să mă lase. Of. Altceva. De ce îmi dau ce-mi trebuie mie? Rodri Torreira, Didi, ce să fac eu că nu mi-i permit pe ăștia? Marc Roca, Bamin, prea scump și el. Rice, Dusart. Să vedem Eric Croșen, nu. Gibbs White, Miguel Luis, Cristian Ferreira. Șarpencu ăsta cum e? Tonali e prea scump. Gibbs White. Hai să vedem. Gibbs White. Mă uit imediat și la ce zici tu. Angel Gomez. Are 19 ani. Dar e cam. Eu am nevoie de ceva defensiv. Nu, o să mă uit la Gibbs White. Offer transfer fee. Îi dau 3 milioane, poftim. Ai de frate, cum? Nu vrea, mă. Nu vrea, mă, e pretențios el. El vrea... Hai să vedem altceva.
Să vedem. Mai aveți sugestii? Ca să nu mai stau să caut atât. Jogar eu pe Jadon Sancho. Cu Shen asta poate să-mi facă fază defensivă. Strength 39, mă, ce e asta? Să căutăm Angel Gomez. Stai puțin să mă uit la el. Și 85 potențial. Nu prea pare că poate să joace Angel Gomez. Cu toate că îmi place pe faza ofensivă, eu am nevoie de ceva defensiv. CDM H maxim 22, da? Country, care ligă, care naționalități, care, hai să vedem. Florentino. Zici. Ah, Florentino, dar nu, Florentino e prea scump. Florentino e la 12 milioane, ceva de genul. Nu, momentan vom aștepta să ne vină bani în cont și dacă e, cumpărăm ceva. Hai să jucăm meciul cu CFR Cluj și să încheiem live-ul. Jucăm cu prima echipă, că CFR-ul e periculoasă. Și începe meciul dintre CFR Cluj și FC Voluntari. Olimpiu Moroțan, Ricardinho. CFR Cluj a învins-o pe FC Voluntari în meciul tur, în campionat. Însă FC Voluntari
pare să fi progresat de la acel moment și poate vor reuși să îi învingă și să ajungă în top în clasamentul Liga 1. Și Djokovic cu capul pe lângă poartă. Râmnicianu, Robsov, Balaur, Guerin pentru Florinel Coman. Coman, Guerin, este fault și este în poziție bună pentru Andone, care va încerca sau îl va lăsa pe Guerin să bată această lovitură liberă. Guerin, bară! Arna Uschi scapă cu fața curată. Armaș, Coman, greșește pasă. Costache, Djokovic, Sila, Luis Alberto, Luis Aurelio, de fapt. Costache, deposedat acolo de Armaș. Și să vedem această contră a voluntarului Andone. Nu ajunge această minge la Abel Ruiz, însă acesta interceptează Andone de Horn. Bun acolo Costache, Djokovic, Sila, Damian Djokovic pentru Țucudean. Luis Aurelio, Deac, șut mult pe lângă poartă, însă era și offside la Deac. Guerin, foarte bine îl închid jucătorii lui CFR pe Abel Ruiz. Ricardinho nu reușește să prindă această pasă. Costache mai puternic. Deac, Djokovic și aproape de gol CFR-ul. Greșeală mare a lui Râmnicianu, de care însă nu profită jucătorii lui CFR. Deac, Damian Djokovic, De Horn, Luis Aurelio, pasă pentru Costache, Djokovic, Sila, Luis Aurelio, pasă în spate pentru Deac, Djokovic! Până acum ocaziile au aparținut doar CFR-ului. Dar să nu uităm că FC Voluntari știe să revină. Andone, Abel Ruiz, Vlad de Horn acolo, ce se întâmplă? Jucătorii FC Voluntari nu pot lega pasele. Este ciudat că au învins Sporting Lisabona și alte echipe în Europa League și se împiedică pur și simplu de CFR Cluj. Și este Gorobsov. Bun acolo Gorobsov, însă greșește pasă. Ce se întâmplă? Nu au opțiuni jucătorii lui FC Voluntari. Țucudean, Deac, Vlad acolo intervine. Gorobsov, Florinel Coman. Coman pentru Andone. Andone greșește și el pasă. Greșește foarte multe pase cei de la Voluntari. Și diagonală frumoasă pentru Costache. Vlad. Hai să vedem pe Armaș. Gorobsov, Guerin. Gorobsov, Andone. Andone fără opțiuni. Cu echipierii săi sunt de negăsit. Și Coman,
Abel Ruiz, Andone, față în față cu Orlovski, gol, 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 gol. Florin Andone, Florin Andone. Incredibil ce a putut face Florin Andone. Deschide scorul în minutul 37, acțiune superbă a jucătorilor lui FC Voluntari. Iar Andone finalizează impecabil. După cum spuneam, FC Voluntari e o echipă care știe să revină. În acest caz au revenit prin modul lor de joc și nu neapărat pe tabelă, deoarece au reușit să deschidă scorul și este Eric din Ioțu cu Dean. Balaur blochează acest șut. Damian Djokovic pentru Deac. Costache. Muruțan. Djokovic. Ricardinho, Vorobsov, Guerin. Guerin, un parcurs foarte bun de când a fost promovat la echipa mare. Abel Ruiz, oh, ce pasă pentru Andone. Și Andone îl vede pe Abel Ruiz. Abel Ruiz, Abel Ruiz, apără Arlauskis. Scuze, bro, că e echipa ta preferată, dar acum trebuie și eu să-mi fac cariera. Și mie îmi place CFR-ul, dar acum na. Florinel Coman cu o centrare, Deac. Vorobsov, Guerin. Oh, și este Muruțan! Muruțan! Apărat la Uschis. Cred că Muruțan a tras pe piciorul său slab. Guerin, foarte bună. Acolo. Și este Andone. Andone pentru Abel Ruiz. Abel Ruiz! Abel Ruiz! Apărat la Uschis. Ce parade ale lui Arlauskis în ultimele minute. Și să vedem din nou corner pentru Voluntari. Coman aruncă această minge în careu. Și Armaș pentru Guerin. Guerin. Guerin, ce sprint acolo face Guerin. Însă susici. Da, după mă uit cu cine am picat în sferturi. Și din nou corner. Florinel Coman bate. Coman, balaur! Pe lângă poartă. Sila. Costache. Sila. Și Țucudean. Pereira, gol, însă anulat pe motiv de offside. Balaur pentru Guerin. Abel Ruiz. Andone. Aldone, ce intervenție acolo lui Paolo Vinicius. Și care va vedea cartonașul galben. Intervenție foarte urâtă a lui Paolo Vinicius. Și Andone oare va încerca o execuție pe poartă? Nu e prea departe. Pasează slab pentru Muruțan, Muruțan, gol, 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 Olimpiu Muruțan, 2-0 Voluntari. Ce torpilă trimite Olimpiu Muruțan în poarta lui Arlauskis. Andone acolo
Se joacă și Olimpiu Moruțan. Nu îl iartă pe Arma Uschis. Incredibil șutul său. La 0, fece voluntar după umilința suferită în partida tur cu 4-1 și e Pereira Djokovic. Pereira cu o centrare, minge trimisă către Moruțan. Olimpiu Moruțan, Camora, Georgețu cu Dean, șutează mult pe lângă poartă. Armaș, Guerin, Paolo Vinicius intervine și recuperează mingea pentru CFR Cluj. Costache, Luis Aurelio, Traore. A fost introdus și Traore, cu toate că nu mi-a plăcut prestația sa din Europa League. Absolut deloc. A îngropat-o pe CFR. Abel Ruiz. Abel Ruiz! Gol! Ce dribling face Abel Ruiz! Incredibil! Acțiune individuală a lui Abel Ruiz. Să vedem cum îi fraierește pe fundașii CFR-ului. 1-2 și Abel Ruiz marchează. Îl păcălește acolo pe Paolo Vinicius. 3-0, fece voluntari. Au întors armele. Fece voluntari. Dar să vedem dacă vor mai face ceva cei de la CFR. Pereira. Damian Djokovic. Sila. Luis Aurelio pentru Traore. Scoate Râmnicianu. Și să vedem dacă este nevoie de schimbări. Nu este nevoie de schimbări. Încă. Mai duc jucătorii. Să vedem acest șut al lui Traore. Șut bun. Pe care îl scoate Râmnicianu de lângă bară. Bună încercarea lui Traore și de Horn încearcă o execuție fenomenală, însă unghiul era prea mare pentru a reuși. Pereira, Susic, Pereira. În cazul în care partida se va termina cu acest scor, la general, oh, ce șut apără Râmnicianu. După cum spuneam, dacă se va termina așa, voluntari va avea un avantaj în fața CFR-ului. Bună această minge scoasă de Râmnicianu. Iar în cazul unei egalități de puncte, voluntari va avea un avantaj în fața celor de la CFR. Și Costache. Costache! Apără Râmnicianu! Am văzut parade bune a lui Râmnicianu în ultimele minute. Dar hai să vedem această acțiune a voluntarului. Abel Ruiz. Abel Ruiz, Andone! Andone! Nu poate să facă multe. Gropsov. Andone! Încearcă acolo să treacă de Paolo Vinicius. Nu reușește. Gropsov. Damian Djokovic, Pereira, din Tecuș sunt Lucas. Costache,
Luis Aurelio. Luis Aurelio prinde Guerin. Emanuel Culio este introdus în locul lui Luis Aurelio și Sila aruncă această minge în care o Pereira, lovitură slabă de cap. Gropsov, Guerin, Andone și Guerin, Andone, Paolo Vinicius acolo foarte bun, bine poziționat și Costache. Damian Djokovic pentru Traore. Djokovic, Camora și șuta lui Pereira. E clar că CFR-ul nu va avea ce să facă. Cu toate că un gol ar, cu un gol ar avea un gol averaj mai bun. Ar avea scorul superior la general, adică și ei ar avea avantajul față de voluntari. Emanuel Culio, Costache, Damian Djokovic, Culio, Damian Djokovic și sunt 3 minute de prelungire. Să vedem dacă va mai fi un atac al voluntarului în aceste minute. Moruțan. Oh, ce pasă pentru Ricardinho și Ricardinho deposedat de Paolo Vinicius. Și asta a fost finalul partidei voluntare. 3-0 cu CFR. Voluntari ajunge pentru prima oară în topul clasamentului. Și astfel să nu să te uiți puțin, adică da, o să mă uit, dar să răspundem la acest interviu. Îl menajăm pe auto, măi. Gata interviul. Și urmează perioada de transferuri. Să vedem ce jucători sunt pe aici. Momentan nu mai impresionează niciunul. Hai să vedem cu cine am picat. Să mai antrenăm jucătorii. Să mai antrenăm și pe Guerin. Bunătățirea a lui Guerin. Și Mihaila ajunge în topul tops. Topul top scorer, cred că am zis-o. Abel Ruiz are doar 8 goluri. Însă poate depăși această. Și Moruțan are și el 6 goluri.
Să vedem Andone dacă se află în acest clasament. Afto are 5 goluri. Însă se pare că Omrani are cele mai bune statistici. Nu aici. Mă uit la standings. Și ajungem peste CFR Cluj în clasament. Contra lui Napoli am picat. Ok. Va fi un meci dificil. Însă sperăm că îi putem învinge. Avem același buget de transferuri. Nu avem nevoie de el. Acum putem vedea valorile jucătorilor. Tudor Băluță e prea scump. Și cam atât a fost cu acest live, băieți. Sper că v-a plăcut. Dacă da, știți ce aveți de făcut. Și până data viitoare, eu am fost Iuli Scott și voi ați urmărit un nou live cu FC Voluntari. Ciao!